multă formă după cap. Salutare, YouTube, sunt Cristi și asta e freza mea perfectă. Mă, de fapt, știi, chiar are o freză șmecheră vitos. Da, mă rog, nu contează asta. Am revenit cu un episod din Mafia 2. Astăzi o să... Stai așa, zicea să mă duc cu C, Crouch. Ok. Astăzi o să mergem și o să jefuim ceva chestii. Sincer, am uitat. Nu am jucat de câteva zile. Și nu mai știu exact ce făceam. Dar mă rog, nu asta contează. Ideea e că dacă vă place această serie și vedeți în continuare multe episoade, nu este asta, să-l de like. Ok. Am ieșit în baie. Hai să văd acum cum mă duc și eu pe aici, să nu mă vadă nimeni. Get the key from the director's office. Oh, ok, sunt doi acolo. Și al treilea e pe sus. Ok, să încerc să nu mă vadă. Bun, unul mort. Fuck. Stai. Trebuie să-l iau și să-l car în interior. Okay. This is the director's office. This is where the key should be. Ah, ok, deci chiar aici trebuia să vin. Nu, fain așa. Stai să închid. Director. Industrial specialist. Ok, deci nu aici. Ok, închidem. Să ne asigurăm că nu vine nimeni după noi. All right, here's the key. Now I gotta get to the safe. Hulk. Trebuie să închid ușa și acum să văd cum ajung în spatele următorului tip. Uite acolo. Ce, am plecat. Nu, uite, stau aici. N-o să mă vadă. Cum a face dreapta? Sper să stea acolo. Ok, și ăsta e mort. Ok. Cred că asta e deja a treia toaletă. Holy shit. Stai, mă. Frate, vreau să deschid nenorocită asta. Ok, știi ce, las-o baltă. De ce șoptesc? Fuck this shit, dude. Știi, nu e ca și cum ar putea să mă aud oricum. Ok. Ce să nu te audă. Mamă, ce-ar fi să se uite asta acum în spate pe ultima stută. Ok. Și unde n-ai pun eu corpul ăstuia? Ia, hai că-l iau cu mine. Și ne-a stă obișnuit să ascund chestiile de genul. So don't judge me. Ok, să vedem. Toilet. Stai să-l... îi las ăsta cadavă până eu pe aici și pe urmă să mă duc la safe. Ok, poate că n-ar fi trebuit să mă fi cărat atât de drum cu ăsta. Ok, nu, aici cred că sus trebuie să mă duc. De ce l-am mai omorât atunci? Mă rog, oricum nu mai mă deranjează nimeni măcar. Cum, Doamne, iartă-mă, intru în safe. Aici? Ah. Na. Bine, deci măcar acum m-am bucurat și eu că a luminat asta.
Așa. Open the safe. Stai, acte? Mă așteptam să fie, adică de fapt stai că ne-a zis că ceva acte, chestii de vânzare, nu știu exact. Get, oh shit. Get out, get out, get out, get out. Ok, trebuie să plec, trebuie să plec. The Empire Bay Police Department. Fuck. We have you surrounded. Come out with your hands up. Nu vreau să surrender immediately. We will open fire. Fuck, fuck, fuck my life, fuck my life. Cum dracu? Man, nigga. Yo, bă, asta nu e bine. Pe unde ies? Căcat. Ok, nu pe aici. Oamenii sunt după mine și așa de genul. Pe unde dracu? Pe aici? Nope. Oops. Fuck. Ce iubesc când fac eu căcaturi de genul. Mă rog, măcar asta nu mai, măcar numai de la început, început. Bă, fine. Hai că de data asta măcar știu pe unde trebuie să mă duc oarecum. Ce nu știu însă e unde dracu trebuie să ies, unde trebuie să ies. Fuck this shit, man. Gata. Am deschis asta. Acum, hai să vedem. Iau chestiile alea și am plecat. Moftic că totuși că pornește... asta alarma în puii mei. Puteam să scap așa de curat. Și mai moftic că nu știu dacă... Ok, deci cred că trebuie să fie pe aici, pe undeva ieșirea, stai. Ce căcat, man. Ok, pe aici. Gata. Am ieșit. Ok, și acum pe unde? What the fuck, man? A, pe aici. I see. Oh, fuck. Ok. Cred că am reușit să scap. Nu prea îmi place cum sună. Alarma, dar e ok. Trebuie să mă întorc la barul lui Freddy. Ok. Uite un tip mordobeț. Asta e mașina mea cumva. Oh, da, cu asta am venit. Și îmi place gen că toată lumea, adică toate mașinile de poliție sunt aici. Și eu trec așa, like a boss pe lângă ei, fără niciun stres. Like I give a fuck, cum ziceam. Ok, hai să vedem acum. Totuși asta puțin. Options. Ia să încercăm să mergem pe simulation. Ne lasă normal. Ce mai e, bă? Abia merg pe normal. Bă, știți ce mă gândesc? Că s-ar putea să fie așa din cauza zăpezii, din cauza gheții de pe jos și să după aia să merg mai ok. Pentru că ne-a iarnă, gheață, să-și alunecă și chestii. Ok, Doamne ajută, hai că am făcut și asta.
Am furat de la aia ce-o fi fost de furat. Ieși afară, du-te și vorbește cu Joe și cu cum îl cheamă pe ăla. Sincer, am uitat cum îl cheamă. Hello. How'd you make out? Things got out of hand. There's nothing I could do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Let's see what we got here. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. And that date is tomorrow. So, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendants by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. If you don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. You didn't say anything about any expiration dates. Well, shit. Ce-mi place să lucrez contra timp, ok, deci aparent chestiile astea expiră la miezul nopții. Trust me, now get going. The faster you unload them, the more money you get. Ok. Hai repede, nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici. Holy fuck, nigga, hai să dau. Mamă, stai că trebuie să mă uit neapărat la hartă să văd pe unde dracu să mă ducă, trebuie să-mi iau o rută. Să nu zbor într-un loc în altul. Bun, o luăm pe asta. Și ne uităm, e una chiar aici. Uai de capul meu, cum sunt astea împărțite. Ok, mă gândesc să mă duc la asta, asta. Nu, mă duc la asta prima dată. Da, ne-am pus un waypoint și acum să vedem, deci cea mai rapidă cale să ajungem acolo. După care trebuie să văd cum fac. Mamă, băi, deci deja s-a dus puțin în timp. Câte trebuie să vând, doare? Sau e cu câte vând mai ce, cu cât vând mai multe, cu atât fac mai mulți bani. Că dacă așa n-am nicio treabă, da. Mie de fapt am treabă, că mi se pare că am nevoie de bani pentru chestia vreo $2000. Ah, fuck my life, man. Oare câte trebuie să vând? Ok, aici, stai. Nu prin... Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos în... Hello. Hey, I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Bun, următoarea mă duc la asta. Ok. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. Oh, fuck, trebuie să fac una din șase. Okay. Leave, 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 nu asta voiam. Deși ar fi culmea să rămân fără așa ceva, fără gaz. Fără, mă rog, benzină sau păcură sau motorină sau cu ce dracu merge mașina aia. Faza n-aș pe dacă mă întâlnesc cu ceva polițist acum din cauza vitezei mi un bar, bă. Nu cred, du-te. Bă, du-te dracu, mă, bă. Nu. No. Nu, no, nu, no, nu. No. N-aveți voi norocul ăsta. Mamă, bă, să te ții distracție pe capul meu, că după aia astea sunt împrăștiate. Și atent, s-a dus un sfert de timp și n-am luat decât două, oh, fuck. Ba nu, una, ba asta e a doua. Hai de cap meu. Haide, dă-te jos. Mergi, 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 mergi. Așa, sparge ușa. Ok, la care dracu să mă duc? Cred că mă duc la asta următoare. Da, la aia. Cred. Una, două, trei, patru. Așa cred că mă duc. Extra gas stamps. You want them? They're yours. Cheap. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go.
You keep your mouth shut about this, all right? Sure thing, buddy. It'll be our secret. It better be. Bun, o luăm pe asta. Bă, mai este și baicică. Hai, da, du-te. Ok, 2 din 6. Mai am nevoie de încă 4 și... timpul trece. Frate, nu-mi plac, nu plac fazele contra cronometru. Deloc. Mai ales când trebuie să conduc încăcatul ăsta de... E aiurea. Știi, dacă era condusul cum era în GTA 3 sau în GTA San Andreas, da, mai ziceam că acolo nu aveam niciun stres, acolo orice dobitoc putea să conducă. Haide. Haide. Stau și mă întreb cum ar fi simulatoarele de condus pentru mine, dacă pe mine asta mă bate în halul ăsta. Așa. Bun, haide. Haide odată. Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Haide, haide, haide. Hey, Bun, următoarea mă duc la asta. Da, da, asta mă duc. Așa. Apoi la asta cred și la aia. Interested in buying some gas stamps? Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Perfect. See ya. Mamă, ce oameni politicoși, frate. Dacă n-aș ști mai bine, este că asta e, că ăștia sunt canadieni. Haide. No. Hai. Ce genul tocmai face o chestie legală, o afacere ilegală. See ya! Bye bye! Ok, stop. Mamă. You're halfway to midnight. No shit, Sherlock. Mersi că a trebuit să-mi amintești. Și așa nu eram presat de timp. Destul, nu? Hai da. Așa, pe roșu. Deci aici... O să traversăm pe roșu, te lovi de mine, te lovi de mine, te lovi de mine, te lovi de mine. Perfect. Știi că dacă el se lovea de mine, tot pe mine la poliția, nu? Ha, că de așa e viața, nu? Da, nu? Frumos. Perfect. Stai seama ce ar însemna dacă ar fi așa și în viața reală. Bine, sau nu e departe. Ceva de genul... dacă te atacă unul și tu lovești pe el înapoi, și tu cam e grav. Hey. Îmi place că oricum nu știe nimeni nimic de faptul că eu intru așa de frumos. I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. Goodbye. Gata. Ok. Încă... Câte am vizitat? 4 sau? Cred că da, cred că 4. Dacă am vizitat 4 e ok, să zicem. Cam cât de departe... destul de departe. Dacă am vizitat 4, să zicem că e ok și că mai am o șansă. Dacă am vizitat doar 3, nu, cred că am vizitat 4. Mă, nu știu dacă apuc să termin, având în vedere cât de mult e alul ăsta să fac o conversație de-aia, adică... pierd destul timp numai pe chestia asta. Numai pe faptul că ăla stă de vorbă. Ok, aici facem o scurtătură. Așa, like a boss și chestii. Oare pot să mă strecor contra ăștia doi? Cred că pot.
like a boss. Asta a fost chiar faină. Așa la milimetru și chestii. Noi de cap. Aici facem la stânga, apoi facem la dreapta. Patinăm cu mașina. Știți care e faza și mai mișto? Păi de capul meu. Faza mișto e că e foarte posibil ca eu să n-ajung la timp, vă dați seama. Și plus de asta, eu când iau viraje de gen, ok, oricum de aici e cam drept, dar aici ar trebui să mergem bine. Haide, trebuie bătaie. Ce frumos arăt eu cu mașinuța. Dacă trec cu bine de cor... Să mor, dar nu mi s-a părut că aia era o bicicletă lipită de tavan. Dacă trec bine de zona asta, poate mai am o șansă. Fără gen, fără să mă lovesc de nimic. Mă rog. Bun. Ok. Nu pot să cred că nu m-a luat poliția. Mai am noroc. Fiți atenți. Fiți atenți că mai avem o șansă. Nu pot să cred. Chiar mai avem o șansă. Mică, dar mai avem. Hey. Da, hai mai repede, hai mai repede. Sure. Just keep this between you and me, all right? Haide. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Haide. One minute, really? Okay. What the fuck, man? Ok. Mergem pe ruta ta, pare mai scurtă, să zicem. Îți dai seama că o să bag acum viteză în ultimul hal, nu? Sper doar că nu mă pune iar să refac chestia asta, că îmi fac urât. Ok. Aici facem un viraj frumos. Și toate cele. Cât mai voi avea? Nu am mai ajung eu nici de nebun. Uite și tu cât timp mai și câtă distanță mai. Da, nu mai ajung. Shit, it's after midnight. Okay, well, I guess that's a bust. I should go back to Joe's. Ne mai pomenit. Ne mai pomenit. N-am apucat să termin misiunea, dar măcar nu mai am pune să le fac. Fuck this shit, oricum probabil că nu se iau la fel de mulți bani. Și bine măcar că e drum drept pe aici. Mama e de misiune. Prea mult condus strică. Hai, nu e departe Joe. Fac 80% tot. Ok. Asta a fost ceva oprire. Știi, poate că n-am luat de fapt ordinea bună. Poate că ar fi trebuit să mă fi dus în altă ordine la alea, dar nu contează acum. Hai să fim sinceri până la urmă. Nu mor acum pentru 35 de dolari. Diamond Motors. Stați să scot ăsta waypoint-ul. Bun. Hai să vedem ce mai vrea tipul de la viața noastră. Ok. Această mirifică mașină cred că o să bubuie în curând. Tare am eu așa o presimțire. Dacă mai mă bușesc eu la zădudorea aia. Gata. Și ne-ai băcat ăla pe jos, mă.
bun. Nu, nici nu o să blochez traficul sau ceva, dar nu-i problema. Se descurcă ei. Ce naiba, man? Chiar în halul ăsta. Așa, încă un etaj, cred. Da, aici. Tum, tararam, tum. Tum, tum. Bă. Care erau șansele? Cred că n-ar trebui să mai închid ușile. Da, ah, ok, deci trebuie să mă col... Bine. Chapter 4, ok. Am trecut deja... Regile Murphy, ok, am trecut deja de... chestia aia. De chapter 3. Jeez. Da, ce... drăguț. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. O bucată de ce? Ah. Nu mai contează. Așa, dă o bere și haida. Totuși cred că o să trebuiască să mă îmbrac și eu. Ha. Îmi place mai mult asta, cred. Nu e rău. Hai să vedem. Ce mai vrea domnul Joe de la noi și cu tipul ăla alt. Mereu îmi scapă numele, de nici nu o să mă bre... O strâns vreodată să-l țin minte. Și holy fuck, mergem iar cu trocariciul ăsta. No, hai, da. Bă, deci mașina asta rezistă eroic, da, o ajutăm, doamne. Deci de când am mașina asta? Cred că de când am s-o pătit pe aia la spital. Mm-hmm. De atunci am dat seama că am mai schimbat-o, de atunci că nu-mi dau seama. Nu, cred că n-am schimbat-o, că imediat după ce am dus-o pe tipa la spital am fost și am furat gas stampurile și după le-am dus la... La cum se numește? La... La vânzare, practic. Le-am dus, le-am vândut și apoi am mers acasă și am stat acolo și nu cred că am schimbat mașina de nicio culoare între misiuni. Sau cel puțin nu-mi dau seama acum. Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Check what he owes for now. Just for now. But when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? We'll see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? You think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Sniper. Now! Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store and he's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because Christy. It is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light bulb. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Așa facem. Serios, frate. Serios. Ok.
Facem ce zice el. Și iar luăm mașina asta.